Ce va, băieții, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20, Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uite să apeși butonul de like, așa când ajungem la peste 3750. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, link în descriere, argol.com/ro, super website, trimit peste tot în țară. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout, băieți. Continuăm cu un draft normal, fără challenge-uri? Sau oare ar trebui să facem un draft al superstarurilor? Ținând cont câte iconuri sunt acum în joc, nu știu. Parcă n-aș vrea să mă risc, hai să facem un draft normal și să ne bucurăm de această perioadă de grație cu iconuri. Hai să vedem. Dăm Owen, m-am mâncat, îmi dă pe Owen și mi-l dă și pe Neymar. Iau pe Owen, am zis că mă duc pe iconuri, deși Neymar e jucătorul meu preferat din FIFA 20. Bobo Vieri poate să joace oriunde, dar numai în atac nu poate să joace. O să-l joc LKM, o să vedeți voi. De asta l-am luat, nu-l joc în atac, e greu de tot. Zizou de 97! Bobiță, bă, uite și tu la ăsta, 97, finishing shot power 96. Long shot 96. Trebuie neapărat aici să topim o pozică pentru Insta. Hai cu Zizou, băi, 3 iconuri la început, super tare. Ok, următorul jucător. Continuăm tot cu un icon? Nu, continuăm cu niciun icon. Cel mai bun de aici cred că e Wijnaldum. RKM. Pare hot. Stevie G! Prime Icon Moments. 4 iconuri. Dumnezeule! Ah, cum era să pici încă unul. Noroc că De Jong ăsta se potrivește aici. Hai să vedem fundaș stânga, Roberto Carlos. Nu l-am văzut cred niciodată. Nu-l văd eu acum. Ligă. Ce ligă să iau, Viță? Nacho ăsta pare cel mai bun și schimb pe Frankie, a? Și joc așa, bam, bam, bam. Ăsta e printre cele mai nebunatice drafturi. N-am văzut niciodată 5 carduri albastre. Pe cine să iau eu? Cum pe cine să iau? Pe Virgil! De 99! Nu se discută! Bonucci, alt albastru, numai... Aoleu, Varan acum, Dumnezeule, ce-mi faci tu mie? Și știu și cum facem pentru chemistry. Bum, bum, așa. Schimbăm pe Wijnaldum, așa, țaca, paca. Și acum, fundaș dreapta. Nu se poate. N-am avut draft până acum așa. Dacă mai pică pe super sub și ceva... Dubravka. Suntem la 192, n-am avut așa ceva până acum. Salac de 91. Salac de 91 să fie. Viscar o fie Fernand. Hagi de 91. Normal. Și acum pe cine să alegi? Sterling, Dembele. Sterling să fie. Deosebit acest draft. Overmars de 92. Mamă, și chiar vreau să joc cu gagiul ăsta. 5 stele la Wickfoot. Bun. Prime Icon Moments. Joacă-o pe asta, o viță. Bergkamp 93. De unde vin, mă, ăștia? De unde vin? Bombă. Vino-ncoa. Aoleu, Dumnezeule, 192. Senzație, Alex Schulz. Nu, aici. Trebuie să iau pe Neymar. Mamă, avem... Cred că e cel mai tare draft de pe canal de până acum. 96 Messi! De unde, frate? De unde apar? De unde veniți, oameni buni? 90 Modric. În cât suntem? Suntem în 192. Tare! A, cred că aici ni se taie. Nu cred că mai reușim să creștem. 88 Kabak. A căzut în 91! Și-mi dă silverul ăsta să mă distrugă! Și un portar, am ales portarul, da, aoleu, ce portar e ăla. Bă, ce portar este ăsta, Dubravka? Nu știu ce l-am ales pe ăla. M-a topit la portari, m-a scos, uite și tu. Da, e 191, dar atât, nu e mai mult. Nu cred că pot să fac mai mult. Ia, hai să mutăm, unde ești, Messi, primul, 191. Am sperat unde la 193.
Speră și lovită ce să fac. Deja suntem în 191, dar nu o să mai crească mai mult de atât. Unde ești, nei? Nei. 192! Cel mai tare, cel mai tare de până acum. E cel mai tare draft al meu de până acum. Bun draft, nebunie total. Nebunie. Facem și o pozică, păi se poate. Dar Messi n-are cum să intre acolo, nu? Da, 192. Bun draft. Bun de tot, zic eu. Facem și o pozică. E, și acum să mergem pe manager. Și mudică. Păi, pot eu să nu-l iau, mă, pe Shumi? Stai puțin. Mă ajută în vreun fel ceva magnific alt? Da, uite, ăsta mă ajută la Varan, frate. Îl iau pe Pellegrino. Pentru Varan și avem un draft de 192. Genial draftul. Genial absolut. Primul adversar, un 4-3-2-1. Atac și el cu Prime Icon Moments. Crespo, Prime Icon Moments. Barnes, Messi. Interesant atacul. Ia să-l văd pe Bergkamp. Ce-a fost aia, mă? Owen, scoate Ter Stegen. Owen, ce ratare, e momentul să ne părăsești. Messi în blocaj, minge înapoi la noi. Neymar blocat și el acolo. Avem nevoie de acel prim gol. Messi. Ter Stegen scoate din nou. Ce portar, Dumnezeule, ce portar. Gerard, de la mare distanță. Înapoi la Gerard. Da, aici mi-a luat prima atingere foarte ciudat. Cred că e offside, îmi dau seama. Nu e offside, frate, dar din nou apără Ter Stegen. Hagi, rachetă! Gică Hagi! Ce bombeu de șut acolo! Super Neymar. Da, scoate. Ter Stegen până mâine dimineață scoate. Scoate la ele. Se poziționează perfect. Eu trag la colț, dar el zici că e acolo de o eternitate, știi? Hai, Messi, gol ăsta, sigur. O luase și pe asta, Ter Stegen. O atinsese și pe asta. Ce golan de portar. Hai, și treci cu ei. Ce avem aici? Dumnezeule, Eusebio 94, Prime Icon Moments. E posibil să fie printre cele mai tari carduri din joc. Bergkamp. I-a luat 5 ani să-și o pună, să-și aseze. Are același portar ca mine. Stevie G cu o preluare caracteristica jucătorului. În realitate nu zic eu că făcea el neapărat așa prelorile. Bă, dar ce mută. Ăștia nu se apără, mă, ăștia decât mută portarul, frate. Ăla-i gol. Da, s-a văzut că e gol. Bergkamp cu golul. N-a putut să ia, mă. Rar văd așa ceva. Virgil n-a putut să ia mingea umăr la umăr lui Bergkamp. Impresionant.
Zizou, la scurt! Faultul! Ei, a fost faultul ăla, frate, a pus piedică și al meu n-am putut să alerge. N-ai pe unde, frate, sunt prea mult și la scurt nu intru. Omul ăsta park de bas, altceva nu știe. Hai mă, intră acolo, Bergkamp, ce șut are! Une mă, une vrei mă să te duci mă, calmează-te mă, că n-ai loc pe acolo, nu se poate. Înțelegi? Nu se poate, nu se poate. Am dat gol mă, am zis, ia apasă tu așa ușor pe butonul ăla de șut să vedem Messi. Messi, cel mai tare la finalizare din FIFA, cum o bag? A dat cu dreptul bobiță, uite, pac! Țâc, țâc, n-am nicio șansă portaru. Și rage quit, băieți, mergem în semifinale. Opa, așa, tătă, ce nebunie. Are atac mai șmecher și mijlo mai șmecher decât al nostru. 97 Zidane, 94 Eusebio, 95 Ronaldinho, 93 Ronaldo, 90 Petit, 91 Kante. Asta e, hai să vedem. Ai, ce a rămas minge aici. Uite Virgil, bă, ne poate, bă. Băi, cum l-a prins pe ăla, băi, magnific, bă, bă, magnific, bă, băiete, bă. Hai Zizu și tu că te întorci. Adamă Zizou! Adamă Zizou! Zizou! Mai prinde-l, n-ai ce să prinzi. Mamă, ce jucător e Eusebio! Odată a trecut frate și ăsta. Super, mă, super, mă. Neymar, superb acolo. Rămâne în continuare jucătorul meu preferat. Zizou, Zizou, 3-1, mă. Bine, Rafael Varane, bravo. Încă un atac oare? De ce nu? De ce nu? De ce, de ce, de ce nu? Zizou? Am crezut că intră și asta. Am crezut că intră și gol în ala asta. Dar rage quit și în acest meci, băieți, și mergem. Marea finală! Ok, 4-1-2-1-2 wide. Totti, De Bruyne, Belea cu el, Zanetti, Mane, Agüero, Messi 95. Messi, mare distanță. Oh, 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 ce rachetă! Leo, Leo, Leo Messi! Ar trebui să fie gol. E gol, mă, Zizou! Nu ratează de acolo! 2-0. Minutul 21. Penalti, penalti, avem șansa să închidem aici acest meci, ia să vedem. Denis Bergkamp, care e zeul pe penaltiuri? Penalti, văd că Bergkamp are 99, hai să o punem ușor în vincul aici și să vedem. Perfect executată,
perfect și este 3-0-27. Bine, Gerard, bravo, mă! Important să intrăm cu avantajul de 3-0 la pauză. Foarte important. Încă una oare Messi? Pa, bară! S-au retras, mă, golanii, mă, nu știu dacă mai avem timp. N-ai timp, hai acasă. Hai Neymar. Of, cum să rata? Nu se poate! Pui, dă mine! Poarta goală, Messi! Nu pot să cred că a dat Zanetti gol. Nu pot să cred, dar 64 la shooting, frate. Hai Neymar. Neymar Seto! 4-1. Zizou în careu? Încă unul! Messi! 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 Magician! Mai e un atac? Nu mai e, 6-1 în final, am dominat draftul ăsta, cel mai tare draft, cea mai tare echipă pe care am avut-o până acum în FIFA 20, draft spre glorie. Hai să vedem și premiile. Draftul trecut, vă spun sincer, nu cred că am făcut profit și am câștigat draftul. Din păcate, poate acum se schimbă lucrurile. Poate că acum, gold pack, gold pack, premium gold players pack, premium gold players pack. 4 pachete și degeaba. Primul pachet, nimic. Măi, măcar ne distrăm, știi? Măcar avem echipe faine și jucăm frumos, că altfel... Ca și înțelege pe de-o parte, știi că de 6 luni de la Ramos în primul draft pe care l-a jucat, nu-mi pică niciun jucător mare. Aș înțelege asta, dar să-ți fie draftul când câștigi și nu faci profit. Mamă! Vai, și acum îmi dă un Champions League card, care e valoare de discard, CDMN, Zonzi. Și mă uit, mi-a dat un icon! Mi-a dat un icon în premii, Herlan Crespo, păcat că e manager. Și mă uit la Crasi, la tovarășul meu și văd că lui pică Prime Icon, Keen, în draft. După aia Valverde sau cine mai pică, face 3 milioane din 2-3 drafturi. Hai să vedem ceva la noi. Părea walkout, nu sunt sigur, belgian. Portar. Ah, Thibaut. Thibaut de 88, Thibaut Courtois, uite mă. Dar nu pot să zic că-s nemulțumit acum. Aș vrea să văd unul mare de tot, un jucător mare. Ia cât are Thibaut Courtois? Thibaut Courtois, 27.000, vedeți? Măcar am făcut profit, hai. Mai avem încă unul? Bum, cicalaca premium gold player pack. Ta 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 ta. Pam 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 pam. Na, asta nu mai e workout, este nimic. Băiți, cam atât pentru azi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut această nebunie de draft. Noi ne vedem în episodul următor. Vă pupă, viță, pa, pa.